Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Răsplata confruntării. Nu disprețui mustrarea Domnului. Proverbe, capitolul 3, versetul 11. Biblia ne sfătuiește, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12. Pentru că Dumnezeu te iubește, când vede în viața ta lucruri care au potențialul de a-ți dăuna ție și celor din jur, El nu se face că nu le vede. Apostolul Pavel scria, uită-te deci la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 11, versetul 22. Dumnezeu te va confrunta cu blândețe, dar dacă nu asculți, El va trebui să se poarte cu tine cu asprime. Asta pentru că a investit prea mult în tine pentru a te lăsa să cazi. Dumnezeu nu numai că ne confruntă, dar El se așteaptă să ne confruntăm și ajutăm unii pe alții când greșim. Pavel a confruntat pe Petru, tovarășul său de lucru, de față cu credincioșii iudei și cu cei dintre neamuri, deoarece problema era importantă pentru reușita misiunii lor. Vezi Galateni, capitolul 2, versetul 14. Confruntarea sănătoasă are cel puțin 6 consecințe. 1. Clarificare. Ai parte de o înțelegere mai bună asupra persoanei și asupra celor întâmplate. 2. Schimbare. Ea aduce promisiunea că vor apărea îmbunătățiri și că acestea se vor produce în tine. 3. O relație mai bună. Folosită corect, confruntarea va adânci relația cu cealaltă persoană. 4. Curăție. Când lucrurile sunt scoase la iveală, relațiile devin curate și liniștite. Încă o consecință, a cincea, respect. Lumea te va aprecia și te va respecta și mai mult ca lider. 6. Siguranță. Oamenii se vor simți în siguranță știind că ești suficient de puternic pentru a lua atitudine atunci când lucrul acesta contează. Oamenii își doresc un lider care spune: când apare o problemă, mă confrunt cu ea în mod direct, prompt și cu respect. Voi ajuta la îndreptarea situației și voi readuce lucrurile pe un făgaș normal. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi este: confruntare va fi răsplătită.